Salutare tuturor și vă spun bine ați venit la Economia 21. Alături de mine este tradiționalul meu invitat de joi seara, Marian Boangăr, antreprenor, pe care îl salut. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine ați revenit. Bine ne-am revăzut sănătoși. Încă o săptămână. Dumnezeu sănătoși. Și asta e foarte important, că parcă săptămânile trec cu, nu parcă, ci sigur, cu cifre mai lejere în materie de noi îmbolnăviri cu COVID. Astăzi atacăm însă o altă temă, poate la fel de grea ca și COVID-ul, tema bugetului de stat. O primă veste bună este că mâine guvernul ar trebui, în ședința de guvern, așa este anunțat și proiectat, să aprobe în sfârșit bugetul de stat pe anul 2021. Dar înainte de povestea asta, știți că fiecare poveste are și un preludiu. Și la noi preludiu s-a consumat în zilele premergătoare a ședinței de mâine, și s-a caracterizat cel mai bine, probabil, prin replica dată de premier: nu știți să citiți un buget. Așadar, domnule Marian Boangă, cum se citește, domnule, un buget? Luminați-ne! În mod normal se citește de la stânga la dreapta și de sus în jos, având în vedere că este scris cu caractere latine, deci nu cu caractere arabe, atunci ar fi trebuit citit altfel, sau chineze, mai știu, ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Mesajul este unul de natură puțin, cum să zic, a afirmării domniei sale cu superioritate, prevalându-se de faptul că domnia sa este un foarte bun finanțist, ceea ce nu contest. Certificările și calificările nu sunt incontestabile și probabil că asta a dovedit-o de mai multe ori. Însă modul în care s-a exprimat cu nu știți să citiți un buget mie îmi demonstrează altceva și nu în niciun caz faptul că ceilalți miniștri nu știu să citească. Nu un buget, că nu știu să citească. Îmi denotă faptul că la construirea bugetului nu s-a avut în vedere un dialog în întreaga coaliție de guvernare, în întregul guvern, adică bugetul a fost construit de probabil specialiștii din Ministerul de Finanțe, dinpreună cu domnul Câțu în mod direct, pentru că se pricepe foarte bine la așa ceva, lucru care l-a arătat și în anul trecut, și li s-a pus în față un buget, față de care, în mod foarte normal, zic eu, toată lumea va fi fost nemulțumită pentru că nu toată a fost lumea. Întrebată. Nu toată lumea, fiindcă doar vreo doi miniștri au fost mai vocali. Cel mai vocal este Vlad Voiculescu de la Sănătate. Sau a fost. Fiindcă în ultimele 48-72 de ore Vlad Voiculescu n-a mai ieșit nici măcar în direct cu declarații pe tema asta. Și cel de-al doilea este ministrul educației. De fapt, cele două domenii care sunt în momentul de față cele mai asaltate de realitatea de zi cu zi și cele mai supuse unor presiuni fabuloase. Dar nici domnul Câmpeanu n-a fost extrem de insistent. Deși ambele bugete nu sunt spectaculoase. Nici la sănătate, nici la educație. Da, bine, acum domnul Câțu s-a exprimat într-un fel destul de pe înțelesul tuturor. În sensul în care miniștrii se uitau la procente, domnia sa s-a uitat la execuția bugetară pe anul anterior. Pe genul, dacă tu anul anterior ai cheltuit atât, de ce ar trebui să-ți dau eu mai mult decât poți cheltui într-un an de zile? Și atunci a reformulat astfel încât ceea ce s-a alocat pe fiecare minister și domeniu în parte, practic sunt puțin peste sumele de anul trecut, având în vedere că s-au luat în calcul o creștere bugetară, o creștere economică de puțin peste 4. Destul de Optimistă, zic. Și eu am aceeași impresie. Iar miniștrii au zis, ok, probabil s-au potolit, au zis oricum și au făcut un calcul scurt că ne aflăm în luna februarie, deja mai avem puțin și se termină
și noi încă n-aprobăm bugetul, ceea ce împiedică foarte mult derularea investițiilor. Sigur, el trebuie să treacă prin Parlament și așa mai departe, da. Sunt tot felul de etape. Împiedică foarte mult derularea inițierea derulării investițiilor, pentru că nu există legea de finanțare a lor. Și atunci, cum să zic, ceea ce s-a pierdut în timp față, ca start de la începutul anului, probabil că dacă ei nici nu au în momentul acesta niște proiecte concrete pe care să le înainteze sau să le supună deja finanțării în baza bugetului, își fac un calcul că probabil vor realiza ceva. Dar vedeți dumneavoastră, acum cum citim un buget? Cum citim un buget, nu știu, poate ar trebui să explicăm oamenilor mai pe înțelesul tuturor ce... N-ar fi rea ideea. În ce câteva... se întâmplă cu bugetul ăsta? De ce toată lumea face atâta scandal pe un buget? Practic, bugetul este ceva ce, acum când vorbim despre el, nu există fizică. Toată lumea vorbește despre niște sume, niște miliarde de lei, niște bani, care ei nu există în momentul de față. Bugetul este făcut pe o proiecție, pe niște sume care ar urma să fie încasate și venituri către buget, dar care ele în prezent nu există. Este ca și cum noi, oameni buni, în familie, ne facem un buget, da? Presupunem că cu toții câștigăm, avem un venit salarial sau, eu știu, un venit probabil pe cartea de muncă, să zicem, ne așteptăm că pe lună vom primi 1000 de lei această întreagă familie. Deci avem practic la dispoziție un buget de 12.000 de lei pe anul ăsta. Ce facem noi este că acum, la începutul anului, ne apucăm să ne gândim cum vom cheltui toți cei 12.000 de lei, dar noi nu știm încă dacă îi vom avea cu totul, pentru că pot interveni multe lucruri. Așa e, pe parcursul unui an. Da, exact. Bugetul ăsta poate să fie mai mic de 12.000 de lei. Problema este că atunci când te pui să cheltui sau să planifici cum vei cheltui acești 12.000 de lei, trebuie să iei în calcul ce ai tu de gând să faci timp de un an de zile și ce anume cheltuieli mai ai în plus față de ceea ce faci tu de obicei. Spre exemplu, unii pot avea niște credite în plus, așa cum are și România. Și nu puține. Care trebuie returnate. Deci în acea, eu știu, 12.000 de lei pe tot anul, da, intervine o sumă care este zburată din start pe creditele pe care le-ai luat, la un moment dat să orice. Unii le-au luat să plece în vacanță, alții să-și facă o casă. Eu știu, sunt multe lucruri pentru care poți lua un credit. Sigur. Da? Și atunci începi să te gândești ce urmează să faci cu el. Evident, în primul rând și în primul rând, ca să poți să reziști și să trăiești, trebuie să-ți asiguri hrana zilnică. Apoi trebuie să îți asiguri posibilitatea de mobilitate. Nu știu, spui, ai anumite cheltuieli cu mobilitatea, că ai un autoturism sau că ai, trebuie să îi cheltuiești pe transport în comun sau anyway, n-ai să mergi pe jos peste tot, da? Să te duci undeva. În al treilea rând, într-un fel sau altul, trebuie să te gândești și la posibilitatea de a te dezvolta. Pentru că această întrebare ar trebui să o pună toată lumea. Ok, eu în momentul de față am un buget predictibil de 12.000 de lei pe tot anul. Dar aș putea să fac ceva ca acești 12.000 de lei, spre exemplu, să fie mai mulți? Evident că da. Și atunci, ce poți să faci? Să investești în ceva anume care ar putea să-ți aducă un venit suplimentar față de cei 12.000 de lei, da? Sau să muncești mai mult. Asta nu este o eficiență. Nu. Păi nu este o eficiență. Eficiența este să muncești mai puțin, să câștigi mai mult. Și atunci, ca să muncești mai puțin și să câștigi mai mult, înseamnă A,
ori să ai o muncă mult mai calificată, ori să ai parte de tehnologizare care îți reduce ție munca într-un fel sau altul, da? Ori să ai pe cineva care face aceeași muncă decât tine, dar să îl plătești mai puțin. Și atunci tu ai tu timp mai mult, muncești mai puțin, dar câștigi la fel. Da? Ideea este în felul următor. Nimeni, România, ați văzut, în bugetul actual are prins la capitolul investiții fabuloasa sumă, să zic, procent de 5%. Nu sună cum trebuie. De ce? Dacă tu investești doar 5%, acea posibilitate predictibilă, așa cum a făcut-o guvernul, de scăderea deficitului bugetar și eventual și creșterea și creștere economică pentru proiecția din 2024, pentru că anul ăsta e undeva la 7%, iar în 2024 îl reduc până la sub 5 deficitul. Iar creșterea acum e 4, și e prevăzută pentru 5 și un pic, 5. Da. La sută. Da? Păi cum poți să faci lucrurile astea posibile dacă tu investești doar 5%? Dar acum, vedeți, problema este că ne întrebăm, bine domnule, dar cât să investim? E bună întrebarea asta, cât să investim, de ce? Anul trecut România a cheltuit cam 85% din PIB-ul României pe cheltuieli de salarii, pensii și ajutoare sociale. Da? Ceea ce deci, e foarte mult. Ceea ce nu că e foarte mult, este enorm, pentru că îți mai rămân practic în PIB 15%. Da, dar povestea asta cu salarizarea, pe marginea căreia actualul premier Florin Câțu dezbate și ne-o propune cam seară de seară în ultimele zile, cel puțin, pentru cei care urmăresc cu atenție agenda publică. Chiar în seara asta mi se pare că a ieșit și a zis, vi se pare că, adică în ultimii 4 ani, salarizarea a crescut consistent pentru bugetari. Vi se pare, dragi români, citesc din memorie, că a crescut și eficacitatea muncii. Ăsta e un stil foarte evaziv de a pune, după părerea mea, anumite chestiuni, care vine din partea celuiași premier și care plasează oarecum, face o diferență, nu știu dacă e în regulă sau nu, fiindcă aruncă un fel de mică bombă pe spațiul ăsta al discuțiilor și pleacă de acolo. Aveți aceeași părere? Nu știu dacă să zic că am aceeași părere cu domnia sa, însă punerea problemei așa cum a expus-o domnia sa, am senzația că este un soi de contraatac la ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în stradă, în care avem proteste ale bugetarilor care sunt supărați nu că le scad salariile, ci că sunt înghețate. Ei așteptându-se la o creștere. Unor o să le scadă, fiindcă le dispar sporul. Domnul prim-ministru a zis, ok, bine, v-au crescut salariile foarte mult, dar stați un pic, a crescut și productivitatea a ceea ce faci tu ca și muncă? Nu. Și atunci, unde se justifică diferența dintre ce era înainte și ce este acum? Pentru că nu se justifică. Altminteri, este un aspect foarte pertinent al problemei. Și asta discutăm într-o relație dintre statul român și persoanele, angajații, care sunt plătiți în mod direct de statul român. Adică cei care lucrează. Pentru că aici avem așa, aici, la capitolul angajați plătiți de către statul român din bugetul de stat, da? Avem salariu, avem sporuri, avem diverse facilități, avem, mai sunt încă vreo câteva, nu știu să neapărat să le enumăr pe toate. Haideți să trecem în mediul privat. Este angajatorul și angajatul. Da? Da, lucrurile se schimbă. Aici e o altă paradigmă. Avem salariu și atât. Și atât. Păi stați un pic. Ăsta nu... Și ăsta poate fi eficient, ăsta de aici.
angajatul, da? Pentru că dacă n-ar fi el eficient, atunci angajatorul, care este practic cel care își asumă riscul afacerii sale, n-ar mai avea profit. Sunteți antreprenor, ați spus foarte bine chestiunea și atunci vă întreb. Nu cumva domnul Câțu uită că este principalul angajator și asemenea unui antreprenor privat ar trebui să găsească modalitatea nu de a pune întrebări fără răspuns, ci de a căuta să impună anumite lucruri, așa cum face orice angajator privat, care știe foarte bine că pleacă din punctul X și trebuie să ajungă într-un interval de timp de cele mai multe ori clar definit, 3 luni, 6 luni, 12 luni, în punctul Y. Ori statul român nu face asta de 30 și ceva de ani. Întotdeauna am spus că tot ceea ce ține de administrarea din punct de vedere economic, ca și activitatea economică, tot ceea ce ține de administrarea de către stat, nu se va comporta niciodată, absolut niciodată, ca un SRL. De ce? Pentru că se vede că majoritatea activităților economice întreprinse de stat și plătite din bugetul de stat sunt păguboase. De aceea, organigramele din activitățile de stat sunt mult mai încărcate decât organigramele dintr-un SRL, mediu privat, da? În mediu privat este angajat un om pentru că este nevoie ca el să facă o anumită activitate. Nu angajează mai mulți de dragul angajării. De ce? Pentru că cel care plătește este preocupat să poată să-i plătească și nu îi vin banii din cer, ci din ceea ce se întâmplă acolo. Dacă o activitate poate fi făcută de o persoană, în niciun caz nu va angaja două persoane. De multe ori nu va angaja două persoane, tocmai angajează o singură persoană care în general poate face munca mai multor persoane. Și da, în loc să plătească două salarii, cred că se ajunge undeva la de comun acord să plătească un salariu jumate. De. Persoanei respective îi convine, cu riscul că mai are puțin mai mult de muncă, dar dacă este suficient de abil, reușește să o facă, pentru că nu și-o asumă dacă e nevoie să facă. Nu-l obligă nimeni să muncească și nu-l obligă nimeni să stea acolo cu forța. Deci treaba asta cu te subjugă angajatorul este exclusă. Da? Nu te obligă nimeni să faci anumite lucruri, pentru că sclavagismul este abolit de mult. Dacă nu-ți convine, poți să pleci. Așa e. Și la fel de bine poți să negociezi. Dacă nu-i convine faptul că poate să muncească un singur om și să plătească ceva mai mult, atunci n-are decât să-și caute altul. Da? Atâta timp cât este o chestie liberă. Dar pe lângă faptul că în mediul salarial de la stat, contractele de muncă și, cum să spun, statutul persoanelor angajate și plătite de către stat este teoretic mult mai sigur decât într-un mediu privat, care mediu privat statul nu prea clachează, nu prea dă faliment niciodată. Pe când privatul mai și dă faliment, pentru că lui nu-i vin banii din cer. Nici la stat nu vin banii din cer, vin bani de la privații care tocmai dacă nu ai grijă de ei și nu face în așa fel încât el să poată să-și plătească dările către tine, tu stat, s-ar putea să te trezești cu mult prea puțin privați și trebuie să găsești după aia soluții să împarți ceva mult mai mic, pentru că și bugetul ăsta este stabilit la început de an, dar la jumătatea anului se mai întâmplă o rectificare pentru că se vede ce s-a întâmplat dacă s-au respectat predicțiile de la începutul anului pe prima jumătate a anului. Sau au apărut alte investiții sau alte lucruri care trebuie finanțate, adică să capete fonduri alocate, pentru că așa prevede legea, și atunci se fac niște rectificări bugetare, evident. E, situația este că în România, cel puțin vorbim despre banii pe care îi plătește statul. În România, și nu doar în România, situația este așa. Banii care sunt plătiți nu sunt acoperiți de valoarea produsului pentru care sunt plătiți.
Da? Adică inclusiv mă refer la angajați, la angajații la stat, cei care lucrează și sunt plătiți din bugetul de stat, în administrație, în sănătate, în învățământ, în armată, în toate domeniile care sunt plătite de către stat. Da? Apropo de bani și de buget, o să vă rog să ne întrerupem puțin, fiindcă la noi, la privat, după cum bine ați zis, există anumite reguli. Urmează momentul sponsorului. Ne revedem într-un minut. Ne-am reîntors la economia 21, vorbind despre bugetul acestui an. Făceam o paralelă cu ajutorul invitatului meu, Marian Boangă, despre stat și privat. Și... Da, pentru că și statul și privatul tot pe bugete lucrează. Doar că privatul își gestionează bugetul mai cu grijă. Și lucrează pe, în interesul păstrării unei eficiențe în cheltuirea banilor din buget. Pe când în partea cealaltă, având în vedere că lucrurile nu sunt la fel de responsabilizabile, da? Adică privatul răspunde de ceea ce face, pentru că dacă nu face bine, tot el suferă. Da? La noi guvernul răspunde de ceea ce face și dacă nu face bine, mai câștigă un mandat. Da. Da, asta e o regulă după care... Băi, da, nu râdeți. Se ghidează multe guverne. A nu face bine înseamnă a cheltui prost banii. A cheltui prost banii, în general, nu-i cheltuiești prost decât din punct de vedere al interesului național, da? Atunci se numește că ai cheltuit prost. N-ai urmărit ceea ce înseamnă interes național. În schimb, ai dat salarii mari, ai dat pensii mari, asta înseamnă mită electorală, deci... imagine electorală foarte bună, deci încă un mandat. La eu, la asta mă refeream. Da, înțeleg. Da? Corect. Numai că sau acum a venit momentul în care plătim aceste condiții. Da, evident. Ai un număr foarte mare de angajați în aparatul administrativ central. Mă refer la bugetari, da? Și mă refer la aparatul administrativ, nu la cei care... să spun, duc și greu bugetarilor, sănătatea, medici, educația, unde sunt profesori. Acolo chiar e lipsă. Pe când în partea cealaltă, în capitolul aparat administrativ, este o fericire. Sunt foarte mulți angajați și în loc ca numărul lor să scadă sau să măcar să stagneze, el de fapt crește. Bun! Asta sau a este crescut. Un aspect negativ, dar voiam începusem să spun faptul că eficiența cheltuirii banilor din bugetul public este mult, mult mai scăzută decât la privat, pentru că practic banul pe care îl plătește bugetul, da, prin bunăvoința guvernului care îl alocă, nu este acoperit de valoarea bunului slash serviciului slash administrării situațiilor sau lucrurilor pentru care este plătit. Da? Și am să vă dau un exemplu. Pentru că să administrezi o localitate, să zicem o localitate de 10.000 de locuitori, ai o administrație locală pe care tu, guvernul, plătești. Pentru ce? Să administreze localitatea. E drept că acea administrație, conducătorul ei, adică primarul și consiliul local, este aleasă, dar banii îi plătește bugetul, nu alegătorii. Alegătorii contribuie la buget. Atât. Da? Dar administratorul acestui buget, adică guvernul, plătește acea administrație.
da? Care este compusă în medie între 60 de persoane până la 120 de persoane. O localitate cu 10.000 de locuitori. Da? Păi stai puțin. 60 de persoane conduc același tip de localitate aproape la fel de bine, adică același tip de serviciu, pentru că nu pot să zic, cu câteva excepții în România, da? Sunt niște comune care au avut norocul de a avea niște primari hotărâți și foarte interesați de ceea ce fac, restul au cam aceeași linie a tipului de administrare a localității. Mă refer la administrația locală din da. Primăria respectivă, da? Bun, deci serviciul este unul pe care dacă întrebi lumea, bă, cum te simți tu când te duci la primărie? Ești băgat în seamă, ești ajutat, ți se rezolvă problema? Unii da, unii nu. În medie sunt așa, semi-nemulțumiți. Semi-nemulțumiți. Că mă tratează nu știu cum, că nu mi-a rezolvat problema, că mi se spune nu se poate, că găsești. Pe de altă parte găsești și mulțumiți. Că mi-a rezolvat-o foarte repede, că m-a ajutat, aveam o problemă. Deci, ok, e o medie, da, sunt semi-nemulțumiți. În principiu nu am găsit încă un om care să zică, vai, păi mie mi-e drag să mă duc la primărie, că ăștia lucrează pentru mine, mă ajută și fără să vreau. N-am găsit ăștia. Da? Deci serviciul respectiv este plătit într-o parte către 60 de oameni, în cealaltă parte către 120 de oameni. Da? Același tip de administrație, același tip de serviciu. Deci aici e dublu. Și sunt astfel de exemple. Da? Adică se poate conduce o localitate și cu maxim 60 de oameni, asta incluzând tot personalul dintr-o primărie, dar alții o conduc cu 120 de oameni pentru că le e mai greu să o conducă cu 60 de oameni. Sau există da? O altă explicație, primarul are foarte multe cunoștințe, are nevoie de foarte multe ajutoare și atunci dublează numărul de angajați. Fiindcă da, cine face angajările? Eu tocmai asta vă povesteam. Cine face angajările, nu? El și Consiliul Local. Pe mine nu mă interesează că el are nevoie de mai multe ajutoare sau nu. Atât timp cât eficiența serviciului lui acoperă suma cheltuită, e ok. Dacă tu cheltui dublu față de ăsta, dar livrezi același lucru, înseamnă că ceva nu e în regulă. Nu? Normal. Bun. Trecem și la partea cu sănătatea. Da? Aici nu vorbesc despre medici neapărat, ci de serviciu medical pe care îl primește clientul, în speță pacientul. Adică cine? Cel care contribuie pentru plătirea serviciului medical de către Casa de Asigurări de Sănătate, care are un buget special, separat, da? Care nu e mic deloc, trebuie care să nu spunem. E mic deloc, e foarte mare chiar. Da? Bun, acolo găsim în spitalele de stat niște servicii medicale care eu încă n-am auzit, cu mici excepții, mă refer la unități medicale, care sunt foarte, nu știu, profi, unde într-adevăr pacienții au fost extraordinar de mulțumiți, da? Deci cu mici excepții, la fel cum sunt și cu comunele de, sau da. De UAT-urile, da? Unitățile administrative teritoriale de care vă povesteam mai devreme. Media serviciului medical românesc este unul nesatisfăcător. Și vă spun din experiență proprie, că l-am probat pe propria în piele. În mai multe unități medicale, nu neapărat pentru mine, pentru eram aparținător, să zic așa, uh-huh. pentru părinții mei. E, lucrul ăsta, sincer vă spun, nu mi-a creat o satisfacție prea mare. De fapt, chiar nu mi-a creat o satisfacție deloc. Da? Serviciul medical este unul de calitate foarte slabă și pe lângă că este de calitate foarte slabă, este și foarte greu accesibil. Nu știu de ce, mă gândesc aici la partea asta de periferice, spre exemplu, nu știu de ce spitalele sunt atât de aglomerate. În mod normal, n-ar trebui să aibă atât de mulți
oameni înăuntru care să solicite acest serviciu medical. Cred că procedura livrării serviciului de sănătate este una puțin greșită. Și vă spun, dacă spre exemplu, este așa și poate să fie așa, înseamnă că vine tot de la guvern. Da. Fiindcă nu, ei au gândit maniera asta și vă referiți probabil la serviciile de urgență medicală, extrem general, de aglomerate, cam în toate spitalele. Și extrem de aglomerate de către oameni care nu știu. Unii nu știu ce caut acolo. Da, fiindcă cei mai mulți nu vor să ducă la medicul de familie, să duc direct la urgență. Nu știu, spre exemplu, la noi poți suna la salvare și dacă te doare o unghie. Da? În Olanda, dacă nu ai febră 40, plătești amendă dacă ajunge salvarea la tine și tu ai chemat-o că ai doar 39. Adică, sunt lucruri în care, haideți să separăm niște treburi. Hai să le procedurăm altfel. Nu știu, zic, să nu mai creăm astfel de, cum să spun, practică, tu ție ți îngreunezi livrarea serviciului medical atâta timp cât nu poți să fii foarte concret, foarte specific pe anumite lucruri. Da? Și ne mutăm în partea cealaltă, adică, în clinicile private. Aha. Excepție făcând anumite intervenții pe care clinicile private nu le pot face. De ce? Pentru că nu dispun de tehnologia necesară, pentru că este mult prea scumpă, iar cazuistica medicală este mult prea rară și nu se amortizează investiția. Acestea sunt situații care, într-adevăr, sunt specifice, cum să spun, investițiilor de stat. Pentru că ce se întâmplă? Statul, tehnic vorbind, nu moare niciodată ca și acționar. Pe când eu, care sunt acționar într-o companie, vreau să am și profit, că de-aia sunt acționar și este un business al meu. Da? Dar ce să vezi? Vreau să-l am și eu în timpul vieții mele. Nu peste 50 de ani, eu având deja 50, peste 50 nu știu dacă îi mai apuc. Da? Da, adică dacă eu mă apuc să cumpăr un aparat anume care costă niște trilioane, nu am banii, dar să zicem că îi împrumut și se amortizează peste 50 de ani, păi dar eu nu mai apuc să mă mai bucur de profit. De-aia este bine ca aceste tipuri de intervenții pe super specialități cu aparaturi extraordinar de scumpe să fie făcută de către clinicile finanțate din bugetul de stat, pentru că statul își poate permite să aștepte 200 de ani să-și recupereze banii dintr-un aparat, din aparatură medicală de foarte multă, de foarte mare calitate sau de foarte performantă. Da? Pe hârtie sună bună. Bine, dar cred că nici la stat nu găsim toate aceste soluții. Ba, să știți că se găsesc și... Bine, poate nu la noi, poate în alte clinici, dar în general se găsesc. La noi mai puțin mari arși nu avem, dar locuri pentru pacienții cu arsuri grave. E o mare problemă. Pentru care, sincer vă spun, îmi pare foarte rău. De 6 ani suntem în aceeași situație. Lăsați-mă puțin, îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat cu pacientul de la Constanța, care din aici nu mai este vina pacientului. Faptul că a ajuns cu 2 sau 3 zile întârziere în Belgia, 3 zile cred, și a trebuit să fie plimbat prin 3 spitale din România. Și am mai avut ghinion și de vreme, că a trebuit să întoarcă la Timișoara, da, cu avionul. Faptul că a trebuit să stea să aștepte niște aprobări, dar aprobări, băi nene, reformulează protocoale, ce vrei tu ca stat, că de-aia e stat, să poți să faci lucrul ăsta, de-aia ești membru UE. Ia pacientul, du-l și între timp discutăm noi, că noi oricum trebuie să-i plătim lui, din principiu. Din bugetul de asigurări de sănătate, da? Da. El era asigurat, deci, băi, nici nu se pune în discuție. Trebuia să-i se plătească, nu contează cât. Da? Statul trebuia să facă în așa fel încât să-i salveze viața. Ia-l, du-l acum și după aia stăm și noi și discutăm și îți plătesc și îți dau și aprobări și tot ce trebuie ție ca să-l primești în spital, dar tu ia și salvează-l acum pe ăsta. Înțelegi? De ce spun lucrul ăsta? N-a mai fost vina lui. Ce era atât de complicat? Că oricum îi dădea aprobarea, oricum trebuia să-i plătească, oricum, oricum, oricum.
Oricum sunt protocoale pentru Uniunea Europeană. Oricum trebuie să se întâmple aceste tipuri de ajutoare. Că nu vă imaginați că belgenii răspund că avem doar de dragul de a fi foarte generoși. Nu, există... sunt obligați de aceste protocoale protocoluri interstatale, da, care stau la baza funcționării Uniunii Europene, că de aia suntem o uniune, da? Da, și ei au și un protocol cu statul român. Evident, exact. Este prea evident faptul că urma să-l primească. Du-l acum și stăm noi după aia și vedem câte aprobări vreți, cât e, între timp voi salvați. Că da, garantat noi plătim. Timp, omul acela a murit. A murit. A trecut aproape o săptămână. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Noi discutăm aici la Canal 33 despre subiectul ăsta. Ministrul Sănătății, întâmplarea face că am auzit cu toții, a dispus niște controle la cele trei spitale prin care a trecut omul. Înainte de a fi mutat în Belgia, nu s-a pus problema, băi, de ce nu l-am dus mai devreme în Belgia? Deși s-a repetat povestea pe care o știm cu toții, și de la colectiv, și de după evenimentele care s-au întâmplat după. Mereu îi ducem în ultimul moment, dacă nu chiar după ce s-a depășit momentul cel mai critic. Aici nu mai este o situație de ministrul sănătății, aici este vorba despre... Ba da, după părerea mea, totul pleacă de la cap. Nu este doar o situație de ministrul sănătății, este vorba despre multe alte lucruri, pentru că au fost diverse lucruri care trebuiau făcute de către direcții din Ministerul Sănătății și direcții din Ministerul de Interne, în speță DSU, da? Serviciul de Urgență, care e administrat de... Dar unul din cei doi miniștri ar fi trebuit să vadă, fiindcă presa a vorbit în permanență despre subiect. Iertați-mă, a vorbit din prima zi. Și nu numai despre noi. Despre subiect. Toți ceilalți colegi ăla, au bătut monedă pe tema asta. Din punctul meu de vedere, trebuia pus mâna pe telefon, sunat direct acolo și spus exact ce v-am spus eu. Iar bă, primește-l acum, că îți trimit acum pe mail, zi-mi mail-ul, și îți trimit eu că garanție că îți plătesc. Și ne ocupăm și de toată procedura care mai e nevoie, dacă e nevoie. Și apropo, pe aceeași linie se înscrie și decesul acelei femei, tot din Constanța. Absolut. Din incendiu. Bun, de acum câteva acolo, zile. Exact, acolo lucrurile au stat regie, un pic altfel, da, dar tot reies, cum să zic, acestea sunt o serie de cazuri care se întâmplă periodic. Nimeni nu se uită, aici trebuie să dau un pic și să fiu un pic și într-un fel avocatul celorlalți către care toată lumea aruncă acum cu pietraie și mă refer la lucrători, nu la conducere și la sistem. Am înțeles, da? Adică a pompierului care e a pe teren, care medicului, intră în foc, a tuturor celor care prestează aceste lucruri, da? Nimeni nu zice sau nu face referire la câte cazuri au reușit să salveze, să rezolve, să intervină, pentru că ele sunt clasate ca fiind rezolvate și toate sunt bune și frumoase. Dar când apare câte un caz mai special, toată lumea, ce grav, ce rău, ce nu știu ce. Păi știți cum adică e povestea? E. Contează lebăda neagră, nu da, lebădele albe. Bun, adică nimeni nu le recunoaște și faptul că oamenii ăștia au un merit, că se descurcă cu ce au și rezolvă majoritatea cazurilor, da? Și... pe de altă parte, tot ei ajung să fie vinovați, cei de jos, în niciun caz cei care da, creează sistemul și îl așa cum bine vorbim. Da? Tot ei ajung să fie vinovați că a murit domnul de la Constanța, că a murit doamna în incendiu, că multe alte lucruri. Da? Bun, hai să rezolvăm problema. Și la un moment dat auzisem pe cineva care a avut o idee, nici măcar nu era o chestie genială. Până ne, hai să nu ne mai chinim să inventăm apa caldă. Hai să ne uităm la alții care au pus la punct anumite sisteme care și arată că funcționează. Și să-l adoptăm și noi același sistem și să-l adaptăm la condițiile din România. Da? Adică să-l adaptăm, să-l facem să funcționeze în România la fel ca acolo. Probabil că trebuie să-i faci mici ajustări. Da? Dar astea sunt ajustări de detaliu. Dar credeți că ar funcționa la noi așa ceva? Da, domnule, ar funcționa. Ideea este să se dorească lucrul ăsta și să se piardă puțin din
vedere interesul pecuniar, personal sau de putere al celor care trebuie să aplice acest sistem. Asta e o poveste pentru frumoasă. Că, păi, vedeți dumneavoastră, în momentul în care aplici un sistem care funcționează, tu care deții puterea și ai pârghile, în principiu ai de pierdut față de așa cum nu funcționează sistemul în momentul de față. Dar dacă oamenii s-ar gândi un pic la ăia pentru care este făcut sistemul și nu la ei, atunci ar funcționa și bine și garantat, vă garantez, imaginea lor și din punct de vedere electoral nu ar avea de pierdut absolut deloc, ba din contră ar avea de câștigat pe ce? Pe fapte bune. Dar nimeni nu e interesat de fapte bune. De ce? Pentru că pentru asta trebuie să faci ceva, să muncești și să arăți că îți dorești și să arăți că poți și că ești interesat. Mai dar avem câteva minute, mai sunt vreo 5 minute și vreau să surprindem măcar încă două aspecte. Vi se pare o curiozitate sau nu faptul că România și Italia, două țări latine, avem de altfel o mare comunitate de români care lucrează în Italia. Probabil a doua după cea din Spania sau sunt foarte apropiat. Cred că e prima. Dar amândouă au în fruntea guvernelor câte un finanțist. A nu e Florin Câțu, italienii tocmai l-au pus pe Mario Draghi, fostul președinte al Băncii Centrale Europene. De ce credeți că au făcut pasul ăsta? Amândouă au deficite consistente. Să plecăm de la această realitate. Ne trebuia un om de factura asta matematică, dură, în care ceilalți să se oprească, să se taie, ca să nu depășească o anumită limită? Păi, numai puțin. Nici la noi domnul Florin Cîțu nu a fost pus pentru că este un finanțist și s-ar fi pornit de la premiza faptului că trebuie să se taie în carne vie, să eliminăm răul financiar al României și să facem în așa fel încât să aducem un profesionist care se pricepe pe partea cu banii. Nu de asta a fost adus domnul Câțu. Că după cum bine știți, dacă nu ar fi vociferat câteva partide din coaliție împotriva domnului Orban, era posibil ca acum să fie avut Orban 3. Guvernul Orban 3, da. Domnul Câțu a fost o soluție de compromis când a fost numit prim-ministru, ca celelalte două, trei formațiuni politice care sunt în coaliție, când zic trei, mă refer că USR-ul și plus sunt două chestii distincte încă, două nu sunt două un singur partid, da? Ca ei să-l accepte să poată România să aibă un guvern. În secunda respectivă, amintiți-vă că a mai fost un nume puțin așa, doar puțin vehiculat, domnul Ciucă de la apărare, da? Care a fost și o vreme și premier interimat. Exact. La finele anului trecut. Da? S-au inflamat, s-au speriat, au zis, păi cum, dar ce, păi ce, noi ajungem să fim conduși de armată, adică dictatură militară, nu văd de ce s-au speriat sau s-au întâmplat lucrurile astea, dar le-a fost frică de rigoarea militară a domnului Ciucă, da? Și au căzut pe mâna rigoristului Florin Cîțu. Florin Cîțu, bine, eu îl respect foarte mult pe domnul Cîțu. Nu este un, cum să spun, un strateg neapărat slab. Am încredere în domnia sa până la urmă și la sfârșit. Problema este că nu este un prim-ministru. Nu asta este un prim-ministru. Asta va este fi o problemă pentru noi toți. Profesionist, dar nu este un prim-ministru. În România are nevoie de un prim-ministru. Dacă domnia sa era prim-ministru, nu existau discuțiile din guvern acum cu miniștrii nemulțumiți de... Cele de la care am plecat în debutul emisiunii. Exact. Mai avem doar un minut și vreau să punctez și ultimul lucru. Ați văzut pentru prima dată în ultimii ani 89% din finanțarea restaurării lăcașilor de cult din România dispare. De-aia am pus și fotografia care e acum în spatele dumneavoastră cu Patriarhul. E un lucru pe care eu nu mi-l amintesc. O fi de bine, o fi de rău? Ce părere aveți într-un minut? Atât timp cât conducerea Bisericii Românești conștientizează faptul că populația are mai multă nevoie de banii care sunt acum
alocați în zona bisericească și poate contribui cu ea, din punctul meu de vedere este un lucru lăudabil, pentru care patriarhul merită tot respectul. De obicei nu făcea lucrul ăsta. De data asta probabil și-a dat seama că chiar e grav și nu-și mai poate permite să utilizeze mai mult pe partea spirituală, pentru că țara nu o duce bine. Era evident că asta este un semn de bună voință și înțelegere din partea bisericii. Mulțumesc, domnule Marian Boangăr, peste o săptămână vă dau din nou întâlnire aici. Cum și am dat deja și o temă, facem un an de când am intrat în era COVID, deci vom vorbi despre COVID. Așadar, da, până săptămâna viitoare tuturor, toate cele bune, multă sănătate, aveți grijă de voi și să ne revedem sănătoși și voioși. Doamne ajută!